Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu 4 cifre și modifică numărul n prin interschimbarea primei cifre cu ultima cifră a sa, dacă n începe cu o cifră pară, sau pe cele două cifre din mijloc, dacă numărul începe cu o cifră impară. De exemplu, dacă n egal cu 2345, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 5342. Dacă n egal cu 1345, atunci, în urma execuției, pe ecran, programul afișează valoarea 1435. În construcția algoritmului de rezolvare, după citirea de la tastatură a valorii corespunzătoare variabilei n, se vor utiliza variabilele a, b, c și d, în care se vor memora cifrele numărului citit de la tastatură. Astfel, în variabila d se va reține cifra unităților, în variabila c cifra zecilor, în variabila B cifra sutelor, iar în A cifra miilor numărului N. La pasul următor al algoritmului, se verifică dacă cifra reținută în variabila A este pară, caz în care se formează noul număr natural cu cifra unităților reținută în variabila A și cifra miilor reținută în variabila D. Dacă cifra reținută în variabila A ar fi fost una impară, atunci se inversau la formarea noului număr valorile corespunzătoare cifrelor zecilor și a sutelor. În programul principal se declară variabilele de tip întreg A, B, C, D și N. Pentru variabila N se solicită utilizatorului, printr-un mesaj corespunzător, introducerea de la tastatura unei valori întregi. Sunt utilizate comenzile cout pentru afișare de mesaj și sin pentru citirea unei valori de la tastatură. Se memorează pe rând în variabilele D, C, B și A, cifrele numărului n pornind de la ultima sa cifră. n% 10 reprezintă ultima cifră a valorii curente a variabilei n. Instrucțiunea n egal cu n/10 elimină din valoarea curentă a variabilei n ultima sa cifră. Cu ajutorul instrucțiunii alternative if se verifică dacă variabila a conține o valoare pară. Caz în care se formează în variabila n noul număr ce va avea valorile variabilelor a și d interschimbate, sau un alt număr cu valorile variabilelor c și d interschimbate. La final se afișează noua valoare a variabilei n. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește 2345, valoarea afișată este 5342. Iar dacă se citește 1345, rezultatul este 1435. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează, pe linii diferite, suma cifrelor pare și produsul celor impare, corespunzătoare unui număr natural n cu 4 cifre. Numărul n conține atât cifre pare cât și cifre impare.
De exemplu, dacă n egal cu 5234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează, pe linii diferite, valorile 6 și 15, precedate de câte un mesaj informativ. Pentru rezolvarea problemei, vom utiliza variabila S, inițializată cu 0, și variabila P, inițializată cu 1. Vom identifica cifrele pare corespunzătoare numerului N, pe care le vom adăuga la valoarea variabilei S, și pe cele impare pe care le vom distribui către produsul cifrelor impare, calculat în variabila P. În algoritmul prezentat, vom utiliza variabilele întregi A, B, C, D, N, S și P. În variabila S se va calcula suma cifrelor pare și aceasta va fi inițializată cu valoarea 0, iar în variabila P vom calcula produsul cifrelor impare și aceasta va fi inițializată cu valoarea 1. Pentru variabila N se solicită utilizatorului, printr-un mesaj corespunzător, introducerea de la tastatura unei valori întregi. Sunt utilizate comenzile cout pentru afișare de mesaj și sin pentru citirea unei valori de la tastatură. Se memorează pe rând în variabilele D, C, B și A cifrele numărului N pornind de la ultima sa cifră. N%10 identifică ultima cifră a valorii curente a variabilei N, iar instrucțiunea N egal cu N/10 elimină din valoarea curentă a variabilei N ultima sa cifră. Pentru fiecare cifră identificată, se verifică dacă este pară, caz în care se modifică valoarea variabilei S, iar dacă cifra respectivă este impară, aceasta va modifica valoarea variabilei P. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii cout, se afișează valorile variabilelor S și P, precedate fiecare de un mesaj de informare. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește în variabila N valoarea 5234, atunci valorile afișate sunt 6 și 15. Scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural N, care are 5 cifre, și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare corespunzătoare lui N. De exemplu, dacă N egal cu 16235, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valorile 2 și 3. Numărul 16235 conține două cifre pare, adică 2 și 6, și 3 cifre impare, adică 1, 3 și 5. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.